aliat surpriz pentru Vladimir Putin în disputa din Siria, Ocar Occidental a respins cererile de sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul olandez de externe, Stef Blok, a făcut apel luni la un armisticiu în războiul civil din Siria, sublinierea i-a respins apelurile privind impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, relatează agenția Xinhua. Blok a făcut declarațiile respective la televiziunea olandeză RTL, în marja unei reuniuni la Luxemburg, amin subliniere trilor europeni de externe, pe agenda cereia se află situația din Siria, conform Ager Press. În opinia lui Blok, o soluție negociată, prin intermediul Consiliului de Securitate al ONU, este necesar pentru a pune capăt conflictului din Siria. Singura cale de ieșire este cea prin intermediul negocierilor, a afirmat Blok. Franca sublinierei Marea Britanie au întreprins lovituri aeriene asupra unor obiective în Siria, drept represalii la un presupus atac chimic în ora sublinierei sirian Douma. Washingtonul a amenințat cu noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru ce sprijin guvernul sirian. USA oferă sancțiuni. Percile trebuie să se asublinieze la masa negocierilor. Angajamentul nostru este în primul rând un armisticiu, apoi ajutor sublinierei o soluție politică, a mai spus sublinierea ful diplomației olandeze.